Domnul m-a eliberat de orice teamă. Împreună cu psalmistul și noi astăzi am pronunțat, am cântat, am repetat aceste cuvinte: Domnul m-a eliberat de orice teamă. Aceasta este experiența pe care au făcut-o apostolii, este experiența sfinților Petru și Paul, este experiența primilor creștini, dar este și experiența noastră, a poporului nostru, a acelor mărturisitori ai credinței pe care avem aici în catedrala noastră. Fericitul Vladimir Ghica, fericitul Anton Durcovici, alți și alți mărturisitori ai credinței care în această catedrală s-au rugat, au fost întăriți și au auzit cuvintele lui Dumnezeu: nu-ți fie teamă. Și care au repetat împreună cu psalmistul: Domnul mă eliberează de orice teamă. Aceasta este și experiența pe care mulți creștini, în special în Orientul Mijlociu, o trăiesc astăzi, sub amenințarea directă, nu numai a bombelor, a conflictelor, dar în special amenințarea directă adresată credinței lor, dorința de unora ca acești creștini să părăsească locurile în care au crescut, în care a început credința creștină. Și acești creștini astăzi repetă împreună cu psalmistul: Domnul mă eliberează de orice teamă. Liturghia de astăzi, rugăciunile pe care noi le adresăm lui Dumnezeu, ne leagă de începuturile credinței. Începuturile credinței, Sfinții Apostoli Petru și Paul, Biserica Romei, locul martiriului. Ei l-au cunoscut pe Hristos. Ei au dat mărturie despre Hristos și au început acea misiune pe care Hristos a venit să o desăvârșească în lume, pe care a venit să o desăvârșească pentru noi și prin intermediul nostru. Începuturile credinței, misiunea apostolilor, a episcopilor, a preoților, dar misiunea noastră a tuturor, a credincioșilor, aceea de a duce mai departe credința în Dumnezeu, acea credință care ne eliberează, acea credință care ne duce spre mântuire. Pe această credință, mărturisită de apostoli, se edifică Biserica Romei. Petru este piatra pusă la fundamentul bisericii. Paul este glasul Evangheliei care a ajuns la toate popoarele, pe strade diferite, parcurgând drumuri diferite, ei au ajuns să-L cunoască pe Hristos, să-L cunoască pe Mesia, și această întâlnire, această cunoaștere a schimbat viața lor. Această cunoaștere a ajuns și la noi. Această întâlnire am trăit-o și noi împreună cu frații noștri. Întâlnirea cu Hristos, întâlnirea care schimbă viața. Și totuși, nu doar ne mărturisim credința, nu doar participăm duminică de duminică la liturghie, în sărbători, dar trăim și experiența aceea a slăbiciunii. Dincolo de credința pe care o mărturisim, ne confruntăm zi de zi cu faptele noastre, cu alegerile noastre, cu deciziile noastre, care de multe ori vedem, observăm că nu merg
în acord cu ceea ce noi mărturisim. Și totuși Dumnezeu ne spune, nu vă fie teamă, nu-ți fie teamă, eu te eliberez. Domnul ne eliberează de orice teamă. Ne eliberează pentru ca noi să putem să continuăm să mărturisim credința cu viața noastră, cu faptele noastre, cu alegerile noastre. Să putem să o mărturisim și să facem parte din acea misiune care este misiunea Bisericii. Glasul Evangheliei, cuvântul Evangheliei să ajungă la toate popoarele. Confruntându-ne cu limitele noastre, cu slăbiciunile noastre, cu eșecurile noastre, de multe ori suntem descurajați sau ne pierdem entuziasmul sau intrăm într-o letargie, continuăm să facem lucrurile pentru că așa le-am făcut și mergem înainte din obișnuință. Sărbătoarea de astăzi ne invită să ne trezim, să mergem înapoi la începuturile credinței, să redescoperim ce stă la baza credinței noastre, să redescoperim pe acești mari apostoli Petru și Paul, care și-au dat viața pentru Hristos, dar și-au dat-o reînnoind mereu credința lor prin alegeri concrete, fiind întăriți în ceasurile de slăbiciune, în ceasurile în care doreau să abandoneze misiunea, fiind întăriți de acea conștiință a prezenței lui Dumnezeu care eliberează, care este forța noastră. Ei să întărească și în noi credința, să ne întărească în drumul pe care îl parcurgem, în misiunea noastră de a anunța cuvântul Evangheliei, de a fi parte din acest proiect al lui Dumnezeu asupra lumii, din această misiune a lui Dumnezeu asupra lumii. De multe ori, misiunea noastră se reduce doar la suferință și rugăciune. Dar rugăciunea, suferința, micile noastre jertfe și-au rostul lor, așa cum am auzit în prima lectură. Petru era în închisoare, dar comunitatea se ruga, comunitatea care se roagă, comunitatea care este unită. Și astăzi, iubiți credincioși, noi asistăm la atâta violență, la atâtea persecuții de diferite feluri, de atâtea atacuri la adresa credinței, la adresa bisericii, la adresa credincioșilor. Și totuși, întreaga biserică este unită în rugăciune. Unită în rugăciune pentru a putea merge înainte, sub semnul credinței, pentru a continua misiunea încredințată nouă bisericii. Primim darul lui Dumnezeu și răspundem la acest dar cu disponibilitatea noastră, cu deschiderea noastră, lăsându-ne provocați mereu de cuvântul Domnului, lăsându-ne provocați de situațiile cu care ne întâlnim, dar în toate acestea suntem întăriți. Domnul mă eliberează de orice teamă. Nu ne este teamă. Și impresionează mărturiile care ajung din locurile de conflict unde creștinii își abandonează casele, unde le este amenințată viața, impresionează mărturiile lor de credință, impresionează tăria lor în credință chiar și în mijlocul dificultăților cu care se întâlnesc. Și din rândul acestor comunități în suferință se înalță un glas de strigăt, nu ne abandonați în rugăciunea voastră. Rugăciunea întregii biserici, care se răspândește și întărește comunitățile, în special cele în suferință. Aceasta este provocarea, poate și a noastră, astăzi, să continuăm în rugăciune pentru biserica întreagă și, în mod special, să continuăm în rugăciune pentru succesorul Sfântului Apostol Petru, pentru Sfântul Părinte Papa Francisc.
Cu toții știți că de fiecare dată când ni se adresează, când se adresează pelerinilor de la Roma sau diferitelor grupuri care ajung să-l viziteze, le spune: rugați-vă pentru mine. Și nu o spune doar pentru a o spune, dar el este convins de puterea rugăciunii, care întărește în credință, care ne ajută pe noi credincioșii să nu ne simțim abandonați în momentele dificile, să simțim vocea Domnului, să simțim prezența Sa și să trăim acele cuvinte ale psalmistului: Domnul mă eliberează de orice teamă. Așadar, iubiți credincioși, încurajați de aceste gânduri, încurajați de martiriul Sfinților Apostol Petru și Paul, de mărturia lor de viață, încurajați de mărturia martirilor noștri și a atâtor frații noștri, să ne angajăm din nou, poate cu mai mult entuziasm și cu o voință reînnoită de a merge pe acest drum al credinței, să facem parte din această misiune a Bisericii, care este de a-L face cunoscut pe Hristos, Eliberatorul și Mântuitorul nostru al tuturor. Lăudat să fie Iisus Hristos!